Astăzi voi pregăti rulouri cu legume de post. Am nevoie de am aceste foi care sunt special pentru rulouri, dar se pot face și acasă din apă, făină și sare cu un pic de ulei. Se fac foarte, foarte subțiri și atunci se umplu cu legumele. Deci nu trebuie neapărat să le găsiți să le luați din magazin. Varză, morcov, ghimbir, o ceapă roșie, câțiva căței de usturoi. Acesta este tăiței de orez. Dacă nu aveți, îl puteți omite sau puteți pune un fel de fidea foarte, foarte, foarte subțire. Dar dacă nu aveți, la fel, se poate omite, cum am mai spus. Important sunt legumele, este foarte, foarte gustos. Condimente, am puțină sare, piper, câțiva fulgi de ardei iute, n-am să pun mult. Nu ne place foarte iute. Și o lingură rasă de amidon. Și vom mai pune și sos de soia. Înainte de a mă apuca de legume, am să pun tăiței de orez la înmuiat. Se lasă așa pentru că ei se înmoaie în apă. Am să-i pun în apă fierbinte, pun apă fierbinte peste ei. Îi las la înmuiat 10 minute și apoi am să-i scurg de apă. Tăiței s-au înmuiat și acum îi voi scoate câte puțin. Deja sunt foarte lungi și nu putem lucra cu ei dacă sunt așa lungi. Trebuie tăiați. Ia. Nu se mai termină. Cred că voi face așa până la sfârșit, până la urmă. Și îi voi tăia puțin mai micuți. Cam așa. Nu trebuie foarte mult. Să se vadă în rulou, ca să se poată lucra cu ei. Ei sunt deja gătiți și se vor mai și prăji. Deci nu trebuie lăsat foarte mult, doar 10 minute în apă fierbinte. Gata. Punem ulei la încins. Vreo două linguri. La foc mediu punem la prăjit usturoiul cu ghimbir ras. La foc mic, un pic să-și lase din aromă și să nu se ardă, să avem grijă. După un minut am să pun și ceapa. Vai, ce bine miroase! Îmi place ghimbirul în mâncare cu usturoi. Asta este o rețetă chinezească. Când nu facem de post, putem să punem carne de pui sau de vită și de porc. Sunt foarte bune. Lăsăm și acesta un pic la rumenit. Apoi punem și varza. L-am muiat aici împreună. Partea bună aceste rețete este că poți să faci foarte mult, pentru că se mănâncă rapid, sunt foarte bune, dar nu trebuie să le prăjești pe toate în aceea zi. Le pui într-o pungă și le ții la congelator și după aia când dorești să mai mănânci, le faci atunci proaspete, le prăjești.
Tot acum voi pune și morcovul. Să se înmoaie aici împreună cu varza. Tot acum voi pune și aceste condimente. La fel, acestea după gust. Eu am menționat și am spus că nu vreau foarte iute, dar am să gust. Pentru că poate mai trebuie piper. Dar asta voi vedea când va scade varza, pentru că știți că varza scade și rămâne mai puțină. Acum o voi lăsa la muia și voi amesteca din când în când până scade varza. După 15 minute, cam atât am lăsat eu să se înmoaie varza, am să pun soia sos, cam 2 linguri, vedeți? După ce puneți sosul de soia, puneți sare, pentru că sosul de soia este sărat deja și să nu stricați compoziția. Eu așa fac, după ce l-amestec bine, gust dacă mai trebuie sare. Să nu fie prea sărat. Apoi voi pune tăiței de orez, tot așa la ochi. Vedeți cam câte varze aveți. Să nu fie prea plin, doar cu tăiței. Amestec cu tot aici. Deja arată foarte bine, obține un mix foarte, foarte interesant. Arată ca acelea din food court, când te duci la restaurantul chinezesc. Apoi, peste compoziția, am să pun lingura de amidon care am disolvat-o cu un pic de apă, nu foarte mult, tot așa, după compoziție. Eu am pus cam vreo 4 linguri de apă, pentru că amidonul va ajuta la îngroșarea compoziției și vom putea lucra foarte bine cu compoziția atunci când facem rulourile. Și mai las 2-3 minute să se lege aici compoziția și apoi o voi lăsa la răcit. Compoziția s-a răcit. Am făcut aici 2 linguri de făină cu apă, cam așa arată, pentru a lipi marginile. Făina se lipește mult mai bine decât amidonul, de aceea am ales să fac un mix de făină și mă voi apuca de treabă. Luăm o foaie din aceasta. Și cu o lingură am să iau din compoziție și voi pune... Putem să le facem în mai multe feluri. Am să vă arăt și varianta cealaltă. Nu trebuie foarte, foarte pline. Depinde și de foaie. Și voi învârti așa. Trebuie să fie rotunde. Cât putem de rotunde. Mă opresc aici. Și pentru a nu mă spăla pe mâini tot timpul, voi folosi o pensulă și apoi învârt așa până la final. Cam așa arată. Arată foarte bine. A doua metodă de a umple
putem să punem pe lung. Și cred că pe lung este mai bine, mai ușor. Din această rețetă vă pot spune că morcovul și varza și soia sos sunt cele mai importante ingrediente. Vă ies niște rulouri foarte, foarte bune. Mai punem un pic pentru că am foaia mare. Adun capetele așa, să nu cadă. Și apoi am să învârt. La fel, ne asigurăm că ies rotunde. Îmi place mai mult această metodă decât cealaltă. Oricum, nici nu se vede cum le-ai învârtit, cum le-ai rulat. Important este cum îți este ție mai ușor, așa le faci. Cred că asta este varianta cea mai ușoară. Și sunt și foarte bine legate. Deci nu cade compoziția la prăjit. Am terminat de rulat. Mie mi-au ieșit cam vreo 30 de bucăți. Acum le punem la prăjit. Trebuie să le punem la prăjit în uleiul foarte încins, pentru că dacă nu este încins, atunci rulourile se vor dezlipi. Și le punem repede la prăjit în tigaie. Deja începe să sfârie. Trebuie să avem mult ulei în tigaie și să le lăsăm loc să nu se lipească una de cealaltă. Dacă mai încadem aici. Trebuie să stăm lângă ele, să nu se ardă, doar cât să se rumenească. Prima tranșă este gata. Au o culoare frumos aurie. Eu o să le pun aici pe o sită să se scurgă de ulei. Foarte frumos au ieșit. Am terminat de prăjit. Așa arată la final. Arată foarte bine. Le puteți servi cu sos de soia sau eu am aici sos de ardei iute dulce. Arată cam așa. E foarte bun. Ia să vedem cum s-au menținut. Tin să vă spun că acestea trebuie servite calde pentru a rămâne crocante. Când se răcesc, se înmoaie puțin. Delicioase! Sunt și foarte mari, una ți ajunge. Servite cu sos de ardei iute, dulce. Da. Așa arată în interior. Sunt foarte, foarte bune. Perfecte pentru post. O gustare foarte bună.